A dus doamna Rădescu cu mașina doamnei Chioveși la Chioveși să o controleze. A pus la dispoziție o mașină cu care să mergeți la serviciu, să veniți la DNA? Nu, doamnă. La ora 15, pentru că ăsta a fost singurul control care s-a efectuat într-un termen foarte scurt de la data dispunerii, adică s-a dispus controlul pe 3 și pe 17 trebuia să înceapă. Pentru asemenea controle se acordă un termen de cel puțin o lună de zile. Aici au acordat 2 săptămâni când s-a emis ordinul, am anunțat că trebuie să comunicăm ordinul cu obiectivele de control, pentru că aveau timpul material să-și pregătească documentele, tabelele și tot ce ceram noi. Și atunci, la ora aceea, 14 și câte minute, aproape 15, nu mai era nicio mașină de la inspecție. Și am sunat, doamnă, s-a emis ordinul. Și atunci dumneavoastră a zis, vă trimit o mașină să-mi aduceți ordinul, să văd și eu ce pregătesc, asta nu se face azi pe mâine. Mm-hmm. Și asta a fost situația. N-am avut nicio mașină, că mașinile noastre mergeau la Coacoș, nu mai știu unde. Și am zis, trimiteți mașină. Ce făceau mașinile dumneavoastră? Mergeau la Coacoș? Întrebați șefii noștri unde mergeau mașinile noastre. Serios? Dar în niciun caz nu erau mașini disponibile pentru probleme de serviciu.